E o farmacistă care cred că are probleme psihice. Eu cred că ar trebui să ducă la controlul ăla. Eu doar am trecut o salut. O salut de ceva vreme. Nu-i fac nimic. Și dacă aș vrea să o fut, care e problema? Eu cred că are un gagiuidii care e geloasic. E la fel că a fost anotăție. Bine că, bă, asta bare mi-e o fată frumoasă. Că asta mă zic că era mai serioasă, să știi. Dar așa aia cred că are problema. Nu, fetil e dereglat. Păi îți dai seama, a trecut 9 ani și ceva. De fapt, cam 10 ani de la despărțirea noastră, în fapt. Și în drept. Și fetele nu mi-a dat telefoanele niciodată. Nu știu unde locuiești, nici băiatului. Mi-a corupt și gagicile. Mi-a luat și telefoanele. Păi de unde știi? Bă, doamnă, doamnă. Înainte de pizdă, eu aveam succes la gagici. Că așa sunt eu cu carisma. Sunt cu succes la gagici. Deodată, brusc, dau și eu telefon la o mamă, dar pe bă, gata, hai, trebuie să dau pe matrimoniale. Stai-o fără pizdă de vreo 2-3 ani, gata, hai că m-am putis. Trebuie să-mi fac rost de o pitulice. Dar aveam deja pitulice. Dar mai vreau și altă pitulice, ce pula. Doar sunt bărbat. Și să vezi ce-mi răspunde la telefonile. Rămâi tâmpit. Nu vreau să plec. Dau el telefon. Ok, wow. Ce vă ce să zic? Numai băbăciuni. Uriciuni. De obicei, gagicii mici are preții în pizdă. Alea vrea pulă. Să fute. Deci nu se pupa ceva. Ce răspundea mie eu? Și la un moment dat nu mai puteam să mă angajez. Telefonul meu era gata, am ascultat. Intrase în profilierea la pizdă. Și chiar că e bolnav. Nu, Andreea, eu cred că a început să pastileze. Cum fata are probleme grave. Păi eu încerc să iau legătura cu ea. Nu de împăcările. De înțelegerile. Dar cred că e înlăvărită de iubire. Cred că e Alice iubire. Sigur are un domn iubire. Păi, dacă vorbești cu una nespune. Și pizda, când merge pe scări, bine că pizda nu e așa și ca încă. E așa. Când merge pe scări, nu se pune. Dacă ar fi pizda așa, îi seama că ar plăcă, ar crescui. Deci iubire. Ne superim. Am întâlnit și eu pe unul la spitalul de nebun. Era frică la ăia de nebunul ăla. Bă, dacă se supără ăla. Și dacă se supără ce? Că și noi, bă, fii atent că ne supără. Păi, bă, fii atent să nu ne bătem. Că ne putem băte, bătem cu brandul, da. Mai eu nu dau cu brandul. Dau cu vorba. Că vorba ustură mai tare decât brandul. Prostii dau cu brandul.
Hai să zic eu psihologia în fiziologie, de la brandul. Când ai cu brandul, corpul fiziologic al ăla își ia măsuri de apărare. Pentru că cândva secretă și endorfinele la creier, se protejează să nu facă hemoragii și multe alte frecții de astea. Dar când ai cu vorba, au rupt. Și ghiși ce e băiatul? E poetesc. Dar mi se pare că te-ai făcut și tu poetesc. Cred că la început erai poetesc. Nu știu, parcă când am venit eu cu Mihaela, toată lumea era poetesc. Ne umplusem de poetesc. Când vin acum, pula poetesc. Pula poetesc. Ar fi un grup literatură care se mai face cu o gură, care nu mai e nimica, pentru că singurii de la grup literatură le-am dorit cu Ioana. Restul nu producea nimic. Era o conducătoare de grup, bineînțeles, bine de bani, o poloancă, o chema Laura, în Paul, și înseamnă Laura. E ceva toxică. Sfinții spirit. Și Laura aia, când începuse să zică ce pula mea nu e de făcut, gândise ea toată noaptea, a scris pula mea o glagorie de aia plină de glorie, din sfată. Nu e aici asta maximă oră. Nici n-avem cum. Suntem atâți aici. Grupul oare cum e împărțit? Dar fii atent că grupul nu era mișto. Îmi dădeam eu cu flocii până cap. Că o dau în gât. Îmi dădeam cu flocii. Ce faci bă la floci? Păi că eu îmi dau la floci. Ce fac? Mă mângâi singur. Că n-am iubire. Gândeam eu în capul mă, că nu e la floci. Ce fac? Păi ce faci, Dan? Eu cred că a interpretat-o greșit, o poloanca, că era măritată. De obicei, când îți dai cu mâna pe-n floci, transmiți mesaje că vrei să te fuți. Așa înțelege pizdii. Nu vreau să mă fut, mă pichiseam. Efectiv, era de pichiseală. Eu am băgat acolo vreo 3-4 poezii. Tona, cu grup literatură pula. În afară de mine și Ioana, Ioana m-a impresionat, de aia m-a și cucerit, scrisese un eseu de oameni străini. Cum ar fi ei? Nu știu cum. Era genial, am zis, mamă, de tare. De fapt, eu am remarcat-o în poate, am zis, mamă, e genial. Restul pula. Mai era o pizdă care a făcut să vezi ce poezie. Aia era cea mai aplaudată. Cu guștiuci și porumbei. Lasă și loc, da? Cu guștiuci i-a făcut-o iubitul meu. Și porumbei i-am făcut-o eu. Mamă, asta. Mamă, era tare. După aia, mai era Alex, care l-a râdea pe cea Caterinca, dura culă. Cât de cât ăla era talentat la Caterinca. Se bine dispunea. Și mie îmi curgeau bolele după Ioan. Și lui îi curgeau bolele, da. După aia, când am fost identificat, m-a arătat un alt bărbat la pizdă, mă urc. Ce urât! Nasol, ia mirul ăla. Iar fiind că toți bărbații din România sunt urâți, nu sunt finuți. Și după aia mă iubit. A zis, mamă, l-am găsit pe cel mai urât. Dar parcă n-ar fi cel mai urât.
Și a zis, aoleu, ure tu asta seamănă cu mine. Numai că e varianta mea masculină. Sculina. A zis, mamă, ce vrei? A zis, mamă, ce bocciu. A putut să facă mâncare. Aoleu, ăsta a fost născut în cușcă. Nu pot cezariană. Slobozel, a zis aia. Cum a fost că s-a născut? Bă, slobozele, pe care a născut asul în pulă. Bă, tata nu era la Bălciuc, avea nevoastră. Bă, s-a spus. La un moment dat, a crezut că are un furuncul. Și a scos un fetus, că tu ai zis că ai fost băgat la crucitoare. Și da, m-a băgat el la crucitoare, păi. Te-ai născut în tactul. Te-ai născut în căcat. Cum? A amestecat căcat și cu pișa. Că tactul e alchimist. Și bă, se duce pe la chimie. Păi și-o mă pe la chimie. Nu, la alchimie. Fierbea pișa. Și căcat. Și o lui Ioana, de unde știi? Știu. Nu vezi că ești castaniu la cap? Păi, ce vreau? Sunt castaniu. Ai față de căcat? Faci cum? Am față de căcat? Și puți a pișat. Faci, sunt mai tare ca pipi guru. Și unde trebuie să emigrezi? Bă, ăla s-a dus în Suedia, tu în Norvegia. Acolo e populația foarte rară, unde găsești pe piculice de fată. Și acolo mă frustrez, am eu un 78 ca bărbat. Sunt puțin mai nou ca medie, știi, la român. Dar alea sunt de 2,50 m. Păi n-are nimic. Îi dai limbi la indic. Și nu mai trebuie să îngenunchezi. Da, pot fi demn. Stai în picioare, pe picioarele tale. Și direct ajungi cu limba la limbicul la fată. Făc eu bine, mă duc în Norvegia. Ok. Ai, ai. Și atât, și pulic, nimic. Păi da, trebuie să te cață. Trebuie un cric. De ce? Ca să ajung la lindic mai trebuie și un cric? Exact. Ce vrei să-ți mai zic? Să-ți exemplific. Tabelul lui Benzeleev? Lui Mandeleev? Nu, lui Mandela. Lui Nelson Mandela, negru care a stat la portaie. A luat și la un tabel, da. Scria AMR, pârnaie, multe.